Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Sunt Cristina Dodu și vă prezint emisiunea Dezbateri Electorale cu genericul Viitorul Socioeconomic al Republicii Moldova. Pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie, până în momentul de față, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 17 formațiuni politice. Astăzi, la dezbateri, vor participa doi concurenți electorali. Blocul electoral Alegerea Moldovei Uniunea Vamală, reprezentat de către domnul Pavel Molocanov, candidat în deputați în Parlamentul Republicii Moldova, și Partidul Național Liberal, reprezentat de către domnul Valeriu Vinitinski, candidat în deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Bine ați venit, stimați candidați! Mai întâi de toate, până începe discuția, vreau să vă aduc la cunoștință regulile emisiunii, conform declarației cu privire la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2014. În total, pe parcursul emisiunii, fiecare dintre dumneavoastră va avea câte 20 de minute. Timpul răspunsurilor dumneavoastră la întrebări va fi cronometrat. Dacă nu ați folosit timpul rezervat pentru fiecare dintre dumneavoastră, să știți că el nu se recuperează. Și vă îndemn la o discuție productivă și cât mai explicită pentru electoratul din fața ecranelor. Mai întâi de toate, vreau să vă rog să vă prezentați fiecare dintre dumneavoastră partidul pe care îl reprezentați. Poftim, aveți un minut. Am întrebat pe toți oamenii care îi știu moldoveni și cer scuze că am strigat în rusă. De atâta. Că m-au rugat foarte multe lume ca să înțeleagă toți ce vorbesc eu. Altfel, la noi raion... Nu, aveți un minut, vă rog. Da. Mai repede. Eu представляю блок, который называется «Выбор Молдовы. Таможенный союз». Одно название говорит о себе. В этот блок вошли три партии, такие как социал-демократы под руководством Виктора Шелина, под руководством Михаила Формузала, партия регионов, и народное движение за «Выбор Молдовы. Таможенный союз» под руководством Олега Топлнинского из Бельц. Вот это основные. Еще есть несколько движений народных. И также вошли в этот блок непартийные кандидаты, которые были представлены из России, из наших гастарбайтеров, которые есть в России. Все, пожалуйста. Unde dumneavoastră o să vă alegeți foarte hotărât viitorul dumneavoastră. Eu, pro-european, eu reprezint Partidul Național Liberal, partidele cu cea mai veche istorie din cadrul istoriei recente a statului Republica Moldova. Deci, în scurt, lista Partidului Național Liberal pentru campania electorală din acest scrutin prezintă respectiv 103 candidați care au cetățenie de peste 50% cetățeni cu dublă cetățenie, română, portugheză, bulgară, italiană. Pe lista partidului candidează 29 de femei, tineri 18, dintre care 7 sunt studenți, reprezentanții ai Consiliului Unirii, nemembri al Partidului Național Liberal, 19 persoane, ceea ce reprezintă 20%. Vă mulțumesc, timpul a expirat. Dacă să fim sinceri, câteodată alegătorul nostru este confuz, pentru că sunt multe partide. Sunt partide cu aceeași orientare politică, cu denumire asemănătoare. Eu vreau să vă întreb, pe dumneavoastră, de exemplu, prin ce se deosebesc partidele dumneavoastră, în cazul de față Partidul Național Liberal de Partidul Liberal și blocul electoral Alegerea Moldovei Uniunea Vamală de exemplu, de Partidul Socialiștilor? Iarăși aveți un minut, ofer cuvântul domnului Valeriu Vinitinski. Chiar vă mulțumesc pentru întrebare. Partidul Național Liberal este un partid deosebit de celelalte partide de factură liberală. Așa zise de factură liberală. Mai întâi de toate, Partidul Național Liberal, prin platforma sa, prin programul său, prin statutul său, este unicul partid care a reușit să introducă în programul și statutul său sintagma de unire cu România.
Apropo, în a doua campanie electorală, noi promovăm acest slogan. Accederea în Uniunea Europeană prin reunificarea pământurilor române, adică prin reunirea cu România. De ce? Ne lămurim mai apoi. Acum, cineva poate să pui întrebări de diferite ordine. În primul rând, de ce, prin ce se deosebește de Partidul Liberal? Partidul Național Liberal este cel care promovează deschis platforma reunirii pământurilor române. Vă mulțumesc. Domnule Molocanov? Хорошо. Я то же самое скажу. Чем отличается наша партия? Наша партия – это именно та партия, которая… То есть не партия, а блок, извиняюсь. Блок наш отличается от других партий, которые тоже как бы призывают к таможенному союзу, там, допустим, вот социалисты, только тем, что они эту идею выдвинули в 2012 году. Все, кто был, кто есть в нашем блоке, то есть они участвовали в сборе подписей в 2012 году. Мы собрали за проведение референдума где-то более 250 тысяч подписей. Но, к сожалению, наша так называемая власть зарезала их на корню. То есть плюнула в лицо как бы собственному народу, не посчитавшись с его мнением. А насчет социалистов могу сказать одно. Это просто плагиаторы. Все, что бы мы ни делали для того, чтобы объединиться в таможенный союз, все они копируют. Могу просто сказать, что еще никто из этих партий никогда нам не помогал в 2012 году и сказали, что это нонсенс. Dumneavoastră nu sunt parlamentare. În ultimii 4 ani, cu ce s-au ocupat partidele? Ați avut unele proiecte de legi, unele propuneri? Aveți un minut pentru a răspunde. Poftim, domnul Molocanov. Ну, как вам сказать? Насчет проектов я ничего не могу сказать. Я простой крестьянин. Я не политик, сразу вам говорю. Но могу сказать именно об этих 4 годах. По крайней мере, о 2 последних. Что наша партия, а также Народное движение за таможенный союз и все мы эти 2 года занимались только продвижением этой идеи. То есть Молдова должна вступить в таможенный союз. Я не буду сейчас останавливаться на всех плюсах, что это даст нам. Но вы извините, об этом, наверное, знают уже все. Потому что за 2 года нам удалось оповестить всю практически территорию Молдавии, Молдовы. И все уже как бы в курсе, чем нам... не грозит, а чем, вернее, чем хорош именно таможенный союз, в отличие от европейского, куда нас насильно пытаются затащить, я не знаю. Partidul Național Liberal, am repet, după campania parlamentară, ultima campanie parlamentară, deci a avut o prezență foarte activă în viața politică a Republicii Moldova. Mai întâi de toate, Partidul Național Liberal stă la temelia fondării Consiliului Unirii, așa, în care s-au inclus mai multe partide, asociații, cetățeni din ambele state române și comunitățile românești de peste hotare. Consiliul Unirii, împreună cu Partidul Național, a militat pe parcursul anilor pentru redarea demnității naționale prin organizarea marșilor unioniste de răsunet. Nu cred eu să fie un cetățean în Republica Moldova care să nu auzit de evenimentele îndeosebi a anului 2012. Partidul Național Liberal a pledat în permanență pentru reîntregirea poporului și pentru regirea statului român. Acum. Vă mulțumesc. Înainte de alegeri, toți promit o viață bună, locuri de muncă, pace și așa mai departe. Ce prevăd platformele electorale ale partidelor dumneavoastră? Care numiți sarcinile de bază și modalitățile prin care ele vor fi realizate? Aveți la această întrebare 3 minute. Poftim, domnul Vinitinski, vă ofer cuvântul. În această campanie electorală, Partidul Național Liberal iese cu o platformă mai deosebită decât platformele electorale a tuturor
concurențele electorale. Pentru că dacă o să, fie, să facem o analiză a platformelor electorale, a concurențelor electorale de astăzi, mai ales cei care se află la guvernare, indiferent de care factură sunt ei, partide de guvernare sau partide de opoziție din Parlamentul respectiv, și dacă ne uităm la, actualele platforme electorale, atunci noi o să observăm că noile modalități sau noile platforme, ci că noile platforme ale lor de promovare, nu vorbesc nimic despre ceea ce au realizat ei în trecut. Este un lucru destul de important. Apropo, fie spus ca cetățenii să știe, pentru campania parlamentară precedentă, analiștii politici din cadrul Republicii Moldova, cât și analiștii din extern, au recunoscut că în precedentele campanii electorale, în precedenta campanie electorală, cea mai bună platformă electorală a fost a Partidului Național Liberal. Și în această campanie noi avem o platformă electorală deosebită. Pentru că noi ieșim cu o platformă electorală care vorbește despre prioritățile pentru reîntregirea care o așteptăm și sperăm că se va realiza în anul 2018. În anul 2018. Acum, de ce zicem că noi că este o platformă deosebită? Pentru că noi în această platformă electorală indicăm pașii concreți. Ce are de făcut Republica Moldova? Ce are de făcut Partidul Național Liberal atunci când vine la guvernare, ca într-un timp foarte scurt de timp să ajungem și noi în Europa reintegrați în cadrul pământurilor istorice strămoșești România, care este membru a Uniunii Europene. Aceste 18 priorități reprezintă de fapt 18 puncte. În contextul întrebării care ați pus-o dumneavoastră cu privire la ce beneficii ar aduce pentru populație de rând, cred eu că pe parcursul emisiunii mai vorbim. Dar așa, mai întâi și întâi de toate, dat fiind faptul că avem oponentul prezent în această emisiune cu strategia politică care o promovează blocul electoral respectiv, să spun un lucru. Eu sunt cel care am gustat gasterbarismul. Eu sunt cel care am lucrat 12 ani, aproape 12 ani, în Rusia, la negru. Eu știu ce înseamnă acest lucru. Și acum, să-mi răspundeți la o singură întrebare. Cel puțin pentru cei 12 ani care i-am petrecut eu în gasterbarismul meu, în condițiile care sunt ele, este o întrebare la fel de delicată, să vedem, poate mai revenim la ea, să-mi răspundă mie cineva la o singură întrebare. În această perioadă, toate guvernările din statul Republica Moldova, ce au făcut pentru această populație care muncește la negru în Rusia? Au ceva priorități de contracte de muncă? Au... Vă mulțumesc. Timpul a expirat. Domnule Molocanov, poftim. Ну, что я хотел сказать? Еще раз напомните на вопросик. Вопрос, что... Платформа. Че приведет платформа? Хорошо. Основными пунктами как бы, платформы является отказ от кабального соглашения именно с Европейским Союзом, то есть отказ от соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Почему? Не буду останавливаться. Все понимают, почему. К чему это привело? Мы видим, в наших садах замерзают яблоки, у нас пропал рынок сбыта. И это все следствие, все именно вот этого соглашения. Вторым пунктом мы хотим все-таки провести общенародный референдум, законодательный, о вступлении Молдовы в таможенный союз. Ну, о всех плюсах, если надо, я расскажу. Таможенный союз – это единственная надежда на то, чтобы нам выжить хотя бы в данной ситуации. Потому что без рынка сбыта у нас аграрная страна. Нам некуда девать эти яблоки, нам некуда девать виноград, нам некуда ничего. Ничего практически. Мы живем здесь нищими стали за эти 23 года. Никто о нас ничего не думал. Просто мы живем в оккупированном государстве. Просто банк не наш, деньги не наши, деньги французские. Мы их купили за счет того, что за счет нашей промышленности, мы всю промышленность подарили кому-то. Денег у нас уже нет.
Все, мы здесь уже нищие. Когда мы вот вчера приезжал к нам господин Бумаков, мы к нему обращались. Извините. Он говорит, денег нет. Ну хорошо, денег нет. Оставим этот вопрос. Дальше, следующий вопрос. Один из платформы. Так, мы хотим принять закон, чтобы в руководство никогда не попадали люди с двойным гражданством. А тем более люди чужой страны. Они никогда для нас ничего не сделают хорошего. Никогда. Потому что они будут делать только, чтобы было хорошо для чужих стран. Как у нас сейчас и происходит. Так, думаю, все это хорошо. Извините, я волнуюсь немножко. Я... Что еще хочу сказать? Cele mai principale puncte din platformă, ce care e? Ну, еще один пункт очень хороший, я считаю. Мы хотим запретить выезд чиновников, а также всех, кто был у власти за это время, и их, то есть... Их богатство больше, чем у них, как бы, чем они могли заработать. То есть, как бы воров вот этих, я скажу по-простому. То есть, запретить выезд из Молдовы всем ворам, всем бандитам вот этим, которые были у власти и наворовали деньги. Сделать международный аудит, по крайней мере, и куда они потратили все эти миллионы, полученные Европой. Как они говорят сейчас, что... Мы вам дороги построили, мы, Европа, мы взяли, получили деньги, получили. Но, а где наши деньги? Вы извините, я не буду говорить как политик, я буду говорить как человек простой. Я вам скажу, у меня в селе, я живу в селе, у меня собирается больше миллиона лей каждый год на дороги. А дороги почему-то говорят, что нам европейцы строят. Вы извините. Ну, вот это приблизительно все. Atât, da? Vă mulțumesc. Înainte de fiecare emisiune de dezbateri, noi intervievăm oamenii de rând pentru a vedea ce așteaptă ei după alegerile din noiembrie. Eu vă propun să vizionați acum aceste opinii și să vă notați pentru a putea răspunde la întrebările dumnealor. Noi tari suntem amus cărghiți cu livada, că avem livet și toți sunt tătmerile înghețate. 60 de toane undeva de mări pe deal la mine, licinul la mine, dar la restul lumii, măr frumos, măr ideal, când stăm la înstrochit frumos, și măr să-l trimitem, unde și numai să-l trimitem, că în Europa, că în Rusie, unde și... Și nu l-a luat nici în Europa, nici în Rusie, nicăieri. Și pe deal, păcat de măr, păcat. Muncim și mai departe ce pot zic. Poate și ceva să schimba, poate și ceva schimbări pe viitor și tineretul ăsta să trăiască gine. Și noi că tot încă vrem să mai trăim mai departe, muncim. Străim măcar cât de puțin ca în țările europene. Cât de puțin. Drumurile cum s-au făcut, ea că s-au făcut mai bune. Gazul cât de puțin să mai ieftinească. Cât de puțin, că e foarte scump, din cale afară, plătim pe încălzări. Să avem unde lucra. Glandă să avem unde lucra. Că în timpul de față, că de lucru noi. Și la casă, că cum n-ai unde lucra nicăieri. Mulți politicieni și până acum au promis chiar că cum e o așcare partidă înainte de alegerile de campania asta electorală, la toți de la tribună promit că salariile la pedagogi o să fie mărite la, în sistemul bugetar. Apiat eu solicit, că adică așa promisiune, de la toate partidele care și-au rănit la guvernare, adică să se implementeze în viață. Ne rădice pensie mai mare o leacă. Ia și... Și e bine, și să avem unde vinde producție. Dar așa unde vindem noi. Dacă ne închis cu tot cu ruși, cu tot ea ca și Ucraina nu dă voie pe aici. Păi de-aia măcar, dacă am iarile înghețat toate pe deal, aici masa, de la noi, de la voi 5.000 de toane sunt pe deal înghețat. Altfel și posibil. E fapt, dar cum ați fi, încă poți fi, să nu fi încă în Ucraina aici la noi. Ați răzbune lumea. Ați fi pe și asta.
Întrebarea mea către guvernanți ar fi aceea. Ce programe au ei concrete pentru a susține tinerii din localitățile rurale? De exemplu, eu ca tânără care locuiesc la sat, am vrut cândva să deschid o afacere. Am trecut cursurile Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor și am vrut să beneficiez de creditul în valoare de 300.000 de lei. Au beneficiat de acest credit doar doi tineri care aveau susținere din partea părinților. Noi ca tineri care practic nu avem nimic, nu avem pământ scris pe noi, nu avem case scris pe noi, noi nu putem să deschidem o afacere. Ce pot face ei ca să mă ajute pe mine, ca tânără care locuiesc la sat, să nu plec peste hotare? Să nu se distrame, să nu se sfădească între dânsi, dar să unească și să ajute poporul ăsta ca să iasă la un drum drept. Se poate mări pensiile, se poate deschide locuri de muncă, ca tineretul să nu fugă din țara asta mică, dar să întoarcă în țara asta mică. Dar vrem piață, piață și atât ai tot. Noi, o țară agrară, ne trebuie și numai piață. Să ne dăi pai să lucrăm și ne uităm în urma noastră că am câștigat și ne-am bucurat de viață. De altfel, noi nu avem bucurii de viața noastră, de copiii noștri care sunt lângă noi. Noi altfel trebuie să-i trimitem în țări străine sau nu lângă noi. Cum văd că închid școli și trimit copiii micuți de 3-4 ani, asta de clasa 1, clasa 2, 3 și îi trimit prin diferite autobuzuri să aibă grijă părinți prin astea, asta nu e ieșiri mari din situație. Doar toți satele au avut școli, cât de mici, cât de mari. Eu, în primer, să adept că știu și cu ce trăiesc gine. Dacă ai 10 soseți în prejurul tău și trăiești cu toți gine, te simți mai bogat. Vă ofer acum câte 2 minute pentru a da răspuns celor văzute. Două minute, da. Deci ofer cuvântul domnului Molocanu mai întâi. Очень хорошо. Вот именно на все эти заданные вопросы очень легко ответить. То есть вхождение Молдовы в таможенный союз сразу решает все вот эти вопросы. Насчет газа. Сразу. Россия нам сразу пообещала. При вступлении Молдовы в таможенный союз мы получим сразу дешевый газ. Сразу. Насчет яблок. Сразу второй вопрос. Пожалуйста, рынок сбыта мы получаем. Это и на второй вопрос, и на предпоследний тоже было. Насчет рынка. Мы получаем огромный рынок, где наши товары вне конкуренции. То есть мы никому не мешаем, поставляем свои товары и сами берем оттуда все, что нам нужно. Тот же газ, та же нефть, тот же лес, тот же металл. Мы все возьмем именно за наши, то, что мы производим, традиционные наши продукты. Насчет пенсии. Насчет пенсии у нас прекрасный пункт. Мы обещаем минимальную пенсию в размере 1500 лет. Это записано в договоре. Мы подписываем с каждым избирателем отдельно договор по его желанию. То есть мы подписываем договор, где обязуемся выполнить все наши предвыборные обещания. Этим отличается наш блок от других. Мы приглашали много партий, но все отказались, они побоялись, потому что мы взяли на себя уголовную ответственность за то, что мы обещаем. То есть при невыполнении, если вы подписали с нами договор, и мы не выполнили что-нибудь, мы несем уголовную ответственность. То есть это впервые такое в Молдове мы применили. То есть 4 года нам обеспечено в тюрьме, если мы это не выполним. Дальше, насчет продукции понятно, пенсии понятно. Рабочие места. Если мы получим рынок сбыта, такой огромный рынок сбыта, если у меня будет работа, как у крестьянина, если будут у садоводов работа, это будет работа у всех. То есть... Vă mulțumesc. Domnule Vinitinski. Din cele ce am văzut, am observat un lucru. Lumea are optimism. Este un lucru destul de important. Acum, oponentul meu, dragul meu oponent, noi am avut o organizație interstatală care s-a numit CSI și se mai numește CSI. Și acum vreți să refaceți CSI-ul sub altă marcă, sub marca Tamojenului Saiuz. 2. Contract cu alegătorii. Noi, în istoria politică a Republicii noastre, am mai avut contracte politice. Contractele politice sunt numai pentru aceia ca să vă ajungă respectiv la guvernare. Uitându-mă la capii de frunte ale componentele acestui bloc electoral care reprezentați, scuzați-vă rog,
Nu avem timp de emisii, vorbim noi și pe această întrebare, dacă ar fi. Fapt cu lucruri destul de concrete. Nu duceți lumea în eroare. Nu duceți lumea în eroare. Acum, dumneavoastră, pedalați pe chestiunea cu merele, cu nu știu ce și așa mai departe. Lumea de la Berceni este o lume foarte harnică. Este o lume foarte întreprinzătoare. Ce a făcut Rusia? Ceva, ceva, embargo. Ceva, ceva, embargo. Ceva, ceva, embargo. Este un dictat politic. Este un dictat politic. Vorba dumneavoastră. Мы живем в окупированном государстве. Foarte corect. Noi suntem ocupați de peste 200 de ani. Și dumneavoastră promovați acest lucru mai departe. Dumneavoastră interziceți, voi ești cinovnicov, dumneavoastră ce promovați politica izolaționistă a statului Republica Moldova? Dumneavoastră aveți închipuire ce promovați dumneavoastră? Unde? În tamojnii Soyuz? Și gata? Asta se numește politica izolaționistă. Populația, mai ales din raionul Berceni, duceți și promovați politica izolaționistă în Corjăuț. Și o să vadă ce o să vă spună lumea. Duceți-vă în alte localități și promovați ce e. Unde sate întregi în raionul Berceni devin exemple de sate europene. Vă mulțumesc. Dacă ați fost atenți, cineva a menționat în voxuri că la noi, în Moldova, se poate repeta ce a fost în Ucraina. Eu vreau să vă întreb opinia dumneavoastră a partidelor pe care le reprezentați. Dacă poate să se întâmple așa ceva și la noi în țară și cum poate fi evitată această situație? Și opinia dumneavoastră în privința alegerilor din Ucraina, dacă cunoașteți rezultatele. Vă ofer câte un minut, poftim, domnule Vinitinski. Deci, momentul de alegeri la acest scrutin parlamentar este moment de răspândie. În istoria Republicii Moldova, noi totdeauna am avut cuvântul, am avut curentul care a fost pentru Rusia, de mulți ani de zile. Noi avem armata 14, noi avem Transnistria. În Moldova se poate întâmpla acest lucru. Mai ales, eu regret foarte mult, aseară foarte târziu am citit pe niște site-uri rezultatele alegerilor din Ucraina. Rezultatele alegerilor din Ucraina, bravo poporului ucrainean, care a votat opțiunea europeană. Nici un comunist în Rada ucraineană. Nici un deputat de factură comunistă. A votat factură europeană. Acum să vedem ce aleg alegătorii noștri. Acum se poate repeta și... Da, scenariul se poate repeta. Pentru că este vorba de interesul geopolitic al Rusiei în această zonă. Și dacă nu s-a primit... Apropo, Lavrov aseară a recunoscut alegerile din... După cât știu eu, a recunoscut alegerile din Ucraina. Vă mulțumesc, timpul expirat. Domnule Molocanov. Ничего не буду говорить такого заумного. Я вчера разговаривал с очень умным человеком. Он мне сказал так. Если вы помните историю, когда была завоевана территория Америки, именно европейцами, когда они первый раз приехали в Америку. Вы помните, может, как они приехали и начали завоевывать? Они привезли бусы стеклянные и зеркальце. Это была первая стадия. А забирали за это золото просто у индейцев, коренных жителей тамошних. Но это были европейцы, они были высокой цивилизации. Впоследствии индейцы поняли, что их обманывают просто, что это золото намного дороже стоит, чем эти бусы. И они отказались, а им устроили геноцид, их уничтожили как нацию, всю, полностью. И это сделали европейцы, это не сделали русские. У нас первая стадия уже прошла. В наших магазинах бусы европейские, уже никто не смотрит на них. Это первая стадия прошла, у нас началась вторая стадия. Vă mulțumesc pentru răspuns. Domnilor candidați, dacă partidele dumneavoastră ajung în Parlament, care va fi politica externă pe care o veți promova? Aveți iarăși un minut. Poftim, domnule Molocanov. Politica. Politica очень проста. Нам нужно объединить народ. А это очень сделать... Просто. Когда у народа есть что кушать, у него есть хлеб на столе, ему тепло в доме, ему хорошо, нет войны. Вот это и вся политика для народа. Что еще надо? Свобода. Чтобы их не ограничивали. Сказали, вот ты разговаривай так, только на румынском, ты румын. Зачем меня пытаются убедить в том, чего нет?
Я не хочу. Я хочу быть свободным. Хочу разговаривать на одном языке, буду разговаривать, потому что по конституции так оно и есть. Хочу на украинском, пожалуйста, буду на украинском. А нас пытаются убедить, что это не так. Черное это белое, белое это черное. Политика нашего блока очень проста. Мы хотим дать шанс, извините, людям сделать свой выбор. Вы мультимеск, домнул Венединский. Domnul oponent, nu trișați cu faptele istorice. Să nu uităm că descoperirea Americii a avut ca rezultat războiul anticolonial împotriva metropolii Angliei și s-a terminat cu proclamarea Statelor Unite ale Americii, care este Statele Unite ale Americii. Nu trișați faptele istorice. Una la mână. A doua la mână. Iar este vorba de politica externă. Eu vreau oricum să-i răspund, să-i fac o replică oponentului. În România de astăzi, ca și în fosta Uniune Sovietică, trăiesc peste 100 de etnii. Și aceste 100 de etnii trăiesc foarte bine. Mergeți la Rădăuț și o să găsiți sate întregi, eu știu ce vorbesc, o să, pentru copii acolo locuiesc, o să găsiți sate întregi de populație ucraineană care vorbește obiceiuri, vorbește și așa mai departe, mod, absolut tot. E ucrainean. Dar este integrat și se bucură de toate drepturile acordate de către statul România. Vă mulțumesc. În timpul de față se observă foarte bine tendința atât a partidelor politice cât și a oamenilor spre două extreme, da? Pro-Europa și pro-Uniunea Vamală. Cum în aceste condiții poate fi consolidată societatea și pe baza cărei idei naționale? Vă rog, domnule Venitinski, aveți două minute. Deci ideea națională este reîntregirea. Acum, dacă o să-mi permiteți, o să fac o trimitere la cuvintele spuse de către Angela Merkel, un moment ca să găsesc, să vă citesc, să vă citesc cuvintele, în fine, deci dau esență. Angela Merkel ne-a sugerat posibilitatea a noastră, a Republicii Moldova, de reîntregire cu statul român și aderarea și nemijlocit accederea rapidă la Uniunea Europeană. După modelul Germaniei. După modelul Germaniei. Pe cale pașnică. Atât. Eu am răspuns la întrebare. Vă mulțumesc. Poftim, domnule Molocanov. Хорошо. Я скажу по-другому. Национальная идея у нас всегда была и есть. У нас была многонациональная страна, у нас всегда была дружба, равенство, братство. Всегда. Вы поймите, уже 23 года, когда нас разбивают просто, пользуются тем, разделяй и властвуй. То есть народ специально стравливает. Никакого у нас нет, никакой разницы. Вот я сегодня даже прошел, поговорил с людьми, молдаване мне говорят, говори на любом языке, когда придешь. Но для нас нет разницы. Это нам искусственно навязывают, просто бьют, сталкивают головами одного с другим. И все. И в этом наша беда. Что мы не смотрим уже, перестаем смотреть, что нам, извините, одеться не во что, кушать не во что, школы наши позакрывали. Все, мы не смотрим вокруг, а начинаем, ох ты, румын, а я вот. Я за Россию, ты за Европу. Нас специально разделяют. Специально. Со стороны. Vă mulțumesc. Платформы dumneavoastră electorale prevăd diminuarea corupției. Dacă da, deci prin care procedee? Aveți un singur minut pentru a răspunde, domnule Молоканов. Хорошо. Очень простой способ. Мы предлагаем просто создать международный аудит. Международный, чтобы не было так, что мы кого-то там носили, международный аудит, и чтобы все бывшие хозяева этой страны, то я их не буду называть даже гувернары или как там, они обыкновенные воры, чтобы они ответили за все разворованное и все разграбленное за последние 23 года. Все, что пошло на Молдову, деньги, признать, эти долги признать, и эти кредиты. И за это надо будет отвечать нашим детям, внукам. А все, что разворовали, люди должны ответить за это. И вернуть все до копеечки. Потому что все, что порастаскивали, это огромные деньги. Мы бы жили прекрасно.
просто прекрасно, если бы эти деньги пошли на Молдову, а не на личные счета господ наших. Вы мулцумес, домнул Дмитринский. Pentru vedeți, în contextul ideii și cel ce promovează Partidul Național Liberal în această campanie electorală, observați ce se petrece în România cu la capitolul corupției. În Republica Moldova, legislația, pare-mi că sondajele arată că noi suntem în capul cozii cu legislația, cu jurisprudența în Republica Moldova. Partidul Național Liberal spune în felul următor, în cele 18 priorități, crearea la Chișinău a unei filiale a Direcției Naționale Anticorupție din România, care va activa împreună cu Consiliul Național Anticorupție depolitizat în baza legislației naționale și europene ca să fie puși la închisoare și politicienii corupți. Pentru că legislația română promovează valorile legislației democrației europene. Și este un lucru absolut important. Și populația, dacă vrea să scape de corupție, trebuie numai decât să se atașeze valorilor europene. Vă mulțumesc. Ați menționat că una din sarcinile principale ale partidelor dumneavoastră este majorarea pensiilor și salariilor. Cum aveți de gând să faceți acest lucru? Prin care mecanisme? Domnule Venitinski, aveți două minute. Două minute. Deci în orice campanie electorală tot majorăm. Majorăm și pensii, și subsidii, și la femeile la prima naștere și așa mai departe. O paralelă, dacă îmi permiteți. Luați platforma preelectorală a Partidului Democrat din precedentele alegeri și Partidul Liberal Democrat. Și o să vedeți că ajutorul material la naștere pentru mame la un partid este de 7.500 către sfârșitul mandatului și la alt partid este de 10.000. Cât primește astăzi o femeie? Nu, care a născut de 3.000 și ceva de lei, dacă îi primești, cu mari probleme. Deci este o chestie destul de importantă. Ca să promovăm politicile de... De fapt, este un joc, este o trișare, este o momeală. Salariile, majorare la salarii. Noi am avut majorări salarii, vă aduceți aminte, Serafim Urecheanu ne promitea 300-400 de dolari, de euro, nu știu ce mai promitea el. Eu sunt cadru didactic. Eu știu ce înseamnă salariul de la buget. Deci este o chestie destul de delicată. Atunci când se vor rezolva problemele de ordin economic, atunci când va fi ajustată legislația economică, atunci când va fi lichidată corupția, atunci când agenții economici vor fi independenți și nu depinde de culorile politice. Pomenea acolo cineva în interviuri că la tineret se acordă, nu se acordă și așa mai departe. Grandurile care vin din Europa, care le acordă Uniunea Europeană pentru dezvoltarea noastră, se acordă astăzi după culoarea politică. Ești vânăt, poftim primește. Nu ești vânăt, nu-ți dau nimic. Ești primar de la partidul cutare, poftim. Nu ești primar de la partidul cutare, nu primești nimic. Eu știu ce vorbesc, eu pot să dau nume primării și așa mai departe. Cifre concrete. Care este de eu îmi cer scuză. Pentru că, mă rog, sunt reprezentant al Partidului Național Liberal și n-ar trebui să fac o asociere. Dar care este diferența de faptul că într-un sat mic de origine ucrainească, partidul este, primarul este de o culoare politică, iar într-un sat de vis-a-vis... Vă mulțumesc. Domnule Molocanov. Da. Eu vă spun așa. Dacă... Хорошо, ладно, скажу по-русски. В любом бизнесе, вот я крестьянин, допустим, я не в бизнесе, я должен выращивать свою продукцию. Я вырастил ее, но чтобы продать, ну, чтобы получить какой-то доход, мне надо ее продать, если мне некуда ее продать. То есть я должен искать, где. Если я смотрю, что в брычанах полно яблок, я же не буду продавать в брычанах, потому что просто цены не будет. Но я знаю, допустим, что в Кишиневе мне дадут хорошую цену. Я поеду в Кишинев и буду там продавать. Но если у нас был такой прекрасный рынок, где мы могли заработать столько, что стала бы вся страна богатая именно за счет наших только налогов. Просто за счет налогов. Если бы налоговую эту политику вели правильно, просто правильно, не надо душить нас
как они сейчас делают. У меня 7 налогов на мне висит. На простом крестьянине 7 видов налога на мне висит. И они еще новые придумывают. Все очень просто. Не надо нас душить. Дайте нам развернуться. Дайте нам рынок сбыта. А это нам позволяет только таможенный союз. Больше никто. Никому мы не нужны в этой Европе. Кто нас приглашает в Европу? Разве нас в Европу пускают? Нет. Абсолютно нет. Вы лжете, вы обманываете людей. Вы обманываете. Пенсии, салари, демажорали. Пенсии? Так откуда вы поймите? Пока не будет у меня денег, чтобы дать те налоги, не будет ни пенсий, ни зарплат. Когда страна заживет богато, только после того, как продаст свою продукцию. А если продукцию некуда продать, ее не перестанут просто производить. Потому что сюда мы пустим производителя европейского, который беспошлинно завезет эти продукцию свою, и мы ничего не сможем продать своего. Vă mulțumesc. Acum aveți posibilitate să vă adresați întrebări reciproce. Pentru aceasta, în total, aveți 4 minute, deci câte 2 minute fiecare. Domnule Molocanov, aveți prima întrebare. E простой вопрос. Вот вы говорите, мы за Румынию, за объединение с Румынией. И тем самым войдем в Евросоюз. То есть как это получится? Как вы это видите? Я вообще не понимаю. Вот такой вопрос простой. Как вы это все, технически, вот вопрос такой простой. Как вы это все собираетесь воплотить? Дорогие мои, стимация легатори. Мы бухур, к мя спус антребаре респективы, и ну врял с СВО офенсе, савдар ам импрессия, к дмиастре жудикац, кам пря ингуст. Adică, iarăși, aveți undeva o politică izolaționistă, chiar și în conceptele de dezvoltare a societății. Noi nu vorbim de un an, nu vorbim de o zi. Noi vorbim de perspectiva acestui popor. Noi vorbim de perspectiva generației în creștere. Acum, dumneavoastră, dacă mă întrebați cum avem de gând să obținem acest lucru, cu minimum de cheltuieli pentru Republica Moldova. Cu minimum de cheltuieli. Ori reintegrarea cu România nu înseamnă nimic altceva decât adaptarea la legislația română care este euroconformă. Este un lucru destul de important. Pentru că vom evita cheltuieli care nu poate să le suporte un stat sărac. Acum, foarte concret. În primul rând, noi vom promova, promovăm ieșirea din CSI și aderarea la NATO și adoptarea legii lustrației. Una la mână, care este un lucru destul de important. Doi, noi promovăm ideea formării unui guvern comun de 11 ministere. Și acest guvern comun poate... Da, eu vă răspund, căile de integrare la Uniunea Europeană, domnule. Nu, вы мне сейчас отвечаете, знаете, что? La что, la ce vă răspund? Вы мне ответили так, что мы уничтожим Молдову путем сюда входа НАТО. Dragii mei, да, dragii mei, stați-o licu, stai, dragii mei. Именно это ваш путь. Уничтожением государственности. Nu este corect. Absolut. Absolut. Nu este corect. Este calea de integrare a Moldovei în Uniunea Europeană. Este prestupление. Care este prestupление? Ce este prestupление? Să aveți timp și dumneavoastră, domnule Vinescu. Da, adresați o întrebare, domnului Molocanu. Domnului Molocanu, eu vreau să-i pun următoarea întrebare. Care este diferența dintre Uniunea Vamală și CSI? Și iată, acum spuneți în dumneavoastră concret care sunt măsurile ce le va întreprinde, le veți întreprinde dumneavoastră dacă, Doamne ferește, ajungeți la putere pentru integrarea în Uniunea, în Taможенный Союз. Taможенный Союз? Da. Care sunt pașii concreți? Care? Și care vor fi urmările pentru populație? Насильно, как вы, не собираемся насильно, как вы, затаскивать народ куда-то. Cine a zis că насильно? А я вам объясню почему. Nu трешați. Este Constituție, este declarație de independență, este exact același lucru. Este vorba despre referendum. Este vorba de cale pașnică, domnule. Я не слышал от вас этого вообще. No, atenți, atenți. Fiți atenți, nu trișați. Nu trișați. Eu vă rog răspunsul dumneavoastră. Da, пожалуйста. Мы не собираемся затаскивать никого насильно. Мы просто спросим мнение народа.
И каждый должен выразить. Не так, как сделала нынешняя власть. Взяли и плюнули просто в лицо народу. Вместо того, чтобы дать им возможность высказаться, просто их кинули. Взяли и отказались. Мы предлагали. 250 тысяч подписей было собрано. Это люди живые, которые пытались сказать свою волю. Но извините, нам плюнули в лицо. И не дали, не дали. Если бы дали волю народу, мы бы давно уже жили прекрасно. Прекрасно бы жили. В таможенном союзе у нас все шансы стать богатой, как когда-то. Одним из пунктов, я вам еще раз не все сказал, одним из пунктов нашего договора является превращение Молдовы в свободную экономическую зону. То есть мы не просто входим в таможенный союз, мы получаем возможность на переработку и европейских товаров, и российских, и белорусских, и казахских. То есть получается у нас, к нам просто потекут инвестиции со всех сторон. Откуда? Откуда? Со всех сторон. Vă mulțumesc, timpul a expirat. Stimați concurenți, acum vă ofer câte un minut pentru a vă adresa alegătorilor cu un cuvânt de încheiere. Domnule Молоканов, aveți cuvântul. Poftim. Я хочу обратиться к избирателям, нашим людям. Я не хочу настаивать. Много партий здесь у нас, 42 партии в Молдавии, очень много. Это только допущено к выборам. Но я хочу сказать одно. Не поддавайтесь на провокации. К вам сейчас начнут носить сумки с рисом, деньги предлагать, все что угодно, лишь бы вы за них проголосовали. Не поддавайтесь на эти провокации. Берите, берите и просите еще. Они столько наворовали, что хватит и вам, и вашим детям. Но голосуйте, как велит ваше сердце и разум. Не надо поддаваться. Блок номер 10. Это блок за таможенный союз. Я очень прошу, поддержите нас. Без вас мы ничего не сделаем. Не слушайте никого, что ваш голос не важен. Вас обманывают. Каждый голос на вес золота. Стимация легатори. Унирия фаче путере. Numai prin unire noi vom reuși să realizăm o viață mai bună pentru noi și pentru copiii noștri. Ca să vedeți realizările, ca să vedeți obiectivul european realizat, faceți o excursie în satele raionului Briceni, la baștina dumneavoastră, și o să vă convingeți de acest lucru. Iar noi vă chemăm ca împreună să realizăm calea cea mai scurtă de integrare în Uniunea Europeană, reîntregirea din 1918 cu țara România. Votați Partidul Național Liberal. Votați numărul 8 în buletinul de vot. Votați echipa cinstită, onestă, de oameni curajoși, că numai oamenii curajoși pot să promoveze un ideal măreț al poporului. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, emisiunea Dezbatere Electorale se apropie de sfârșit. Le mulțumesc domnilor Valeriu Vinitinski, candidat în deputat al Partidului Național Liberal, și domnului Pavel Молоканов, candidat în deputat al blocului electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală. Vă doresc succese, domnilor, în activitatea dumneavoastră politică pentru binele poporului. Stimați telespectatori, emisiunea de astăzi o puteți viziona în reluare mâine la ora 9:10, iar următoarea emisiune va avea loc joi la ora 19:30. Vă rugăm să participați și dumneavoastră activ. Aveți posibilitatea să vă adresați, să adresați întrebări concurenților electorali prin intermediul nostru. Ne puteți suna sau scrie pe adresa de e-mail pe care o vedeți pe ecranele dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că votul dumneavoastră contează. La revedere!